Autoritățile județene dau o mână de ajutor celor care se luptă să ajungă doctori. Specializarea stomatologie va beneficia de un nou loc de studiu. Această hotărâre vizează acordarea unui spațiu pentru Facultatea de Medicină, mai exact pentru stomatologie, unde la anii mari încă avem cadre didactice care vin din alte centre universitare și care vin fiind foarte prost plătiți și stau cu condiții relativ precare și ne costă foarte mult. Chiar dacă locuința aparține în continuare domeniului public, tinerii mediciniști vor avea unde să-și desfășoare activitatea. Atât cursuri teoretice, cât și practice despre medicina dentară vor fi predate în noua locație. Dat fiind că Facultatea de Medicină e una din realizările acestui județ, la care a contribuit toată lumea la vremea respectivă, e un lucru important. Țin să precizez că respectivul apartament rămâne pentru a fi utilizat numai sub această clauză și rămâne în proprietatea publică a județului și nu în proprietatea privată.